Astăzi ne aflăm pe stadionul municipal Ceahlău din Piatra Neamț și unde se desfășoară etapa județeană a concursului cu tematică de prevenire și stingere a incendiilor Prietenii Pompierilor. Este o competiție care presupune parcurgerea a două probe aplicative, și anume pista cu obstacole, după care a doua probă, ștafeta de 4 ori 100 de metri. Suntem pe stadionul municipal pentru a susține echipa școlii Constantin Pațiru din Țieș la concursul Prietenii Pompierilor. S-au calificat pe locul 2 la faza de la Târgu Neamț și astăzi le ținem pumnii. Sperăm să facă să aibă o evoluție foarte bună. Sunteți, cred că, singurul primar prezent la această competiție tradițională. Cum te-ați venit până la Piatra Neamț cu copiii? Eu mă bucur să fiu cu ei, mi-s dragi și am puțin și am zis măcar așa, din câțiva să fim acolo lângă ei. Copiii de la școala Grințieș și-au mai avut rezultate până acum la acest concurs? Da, au avut de fiecare dată rezultate. N-au mers până la faza națională, dar la faza locală și județeană au avut rezultate. Suntem aici împreună cu șeful SVS-ul Grințieș, Valentin Gheorghiu, și domnii profesori de la școală, Radu Ursu și Ilie Alexandru, care au muncit alături de copii și îi susțin în continuare și s-au implicat foarte mult în această pregătire. Acest concurs cu tematică de prevenire și stingere a incendiilor este organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava al Județului Neamț. De când ești tu membru în echipa care concurează la... Păi de anul acesta. De ce ai intrat tu în echipa Prietenii Pompierilor? Am vrut să încerc ceva nou și da. Eu am exersat exercițiile de aici, nodurile, traseul. Și pentru prima ta participare ți se pare greu? Sunt probe dificile? Păi prima oară mi s-a părut puțin greu, dar acum nu. V-ați calificat și tu cu echipa la etapa județeană. Deci e... Da, e ceva. Un rezultat foarte bun. Da, acum concurează băieții noștri și la numărul 14 suntem noi. Deci vom vedea. Ne spui cum te cheamă și în ce clasă ești? Bahica Devisa și în clasa a 6-a. Cum a fost revenirea competiției anul acesta? Ne-am... Cât ați pregătit? Cât a... Ne-am pregătit foarte mult de la început de an, după ce a trecut pandemia. Ce... Foarte mult ne-am pregătit. La școală? La școală, pe teren. Doamna Elena Tănase, Adina, doamna de sport, este dirigenta noastră. Și... Am înțeles că v-ați calificat deja? Da, au fost alți băieți care acum sunt mari și ne-au calificat ei și ne-am dus mai departe, cu ajutorul lor. Da, da. Da, da. De 4 ani. Doar că am fost doar în România, n-am fost. Eu fost și în Austria și în Elveția. Și... Ce ai învățat? Ce te-a ajutat? Respect, educație. Și am făcut atletism. Da?